S-a născut în Tibet și de la o vârstă fragedă a participat alături de părinți la diverse pelerinaje. A urmat cursurile Universității Sanscrite din Varanasi, în India, unde a petrecut 10 ani studiind budismul, hinduismul și alte filozofii religioase. Maestrul accentuează ferm că practica religioasă trebuie să se concentreze pe eliberarea spirituală și să fie independentă de interese politice și financiare. Trebuie să dezvoltăm cunoașterea supremă, căci și înțelepciunea divină. Ele singurele sunt cele care pot înțelege acest adevăr din urmă, căci și natura noastră divină. Ele sunt singurele care pot înțelege esența noastră divină și calitățile eterne ale esenței noastre divine, adevărul divin al nostru. În seminarul de la Galați, maestrul tibetan a vorbit despre atingerea iluminării prin înțelepciune. Our ego selfishness, our ignorant, our greediness, egoismul, ignoranța, locomia noastră, furia noastră, ne distrug fericirea și nu fac decât să ne ducă la o folosire greșită a cunoașterii. De aceea trebuie să scăpăm de egoism, să purificăm ignoranța, să îndepărtăm întunericul ignoranței și neînțelegerea. Atâta timp cât rămânem sclavi a egoismului, a ignoranței, a ilocomiei, nu vom obține fericirea și nu vom realiza semnificația vieții noastre. Nu vom realiza scopul pentru care am venit aici. Orice mijloace, trebuie să ne asumăm responsabilitatea de a îndepărta egoismul și ignoranța, dezvoltând tehnica divină a iluminării. În acest fel, cu toții putem dezvolta lumina clară a înțelepciunii luminării și astfel ne putem purifica mintea. Iar în acel moment, când mintea scăpat de egoism și de ignoranță, poate realiza calitatea divină a minții însăși. Eterna natură iubitoare, eterna natură a păcii. Urmând tradițiile budiste, tibetanul s-a retras timp de 3 ani pentru a practica intensiv meditația. După ce a atins înțelepciunea, a început să-și împărtășească cunoștințele și tehnicile în toată lumea. Ego attachment, selfishness. Atașamentul față de ego, cât și egoismul în sine, împreună cu ignoranța care ne otrăvește ca acest egoism, ele acestea nu pot face o judecată corectă sau nu pot avea o înțelegere corectă, deoarece ignoranța este asemenea norului care acoperă și nu lasă să se vadă ceea ce este noi cu adevărat, calitatea noastră divină, esența noastră divină. Egoismul și ignoranța sunt cele care ne blochează. Ne opresc să știm cine suntem noi cu adevărat. Obișnuiam să mai spun și cu alte ocazii, cunoașterea obișnuită și înțelegerea obișnuită, care sunt prinse de egoism, de atașamentul față de ego, prinse de lăcomie și de ignoranță, această cunoaștere obișnuită nu ne poate aduce niciun caz fericirea și succes. Ego attachment. În 1990, maestrul a fondat Institutul pentru Studii Religioase și Mănăstirea Regală Albă din Nepal. Lăcașul de cult acordă cazare gratuită, hrană și educație religioasă la sute de călugări și călugărițe, tineri sau bătrâni, și susține pe cei care au nevoie de ajutor. Printre învățăturile sale, maestrul vorbește despre mulțumire pe care trebuie să o acordăm naturii. Natura noastră frumoasă este adevărul nostru suprem, divin. Natura noastră divină, natura noastră frumoasă este protectorul nostru divin, este comoara noastră divină. Dacă cineva ne întreabă sau dacă cineva dorește să afle care este scopul nostru, de ce ne-am născut, care este misiunea noastră, care este esența vieții noastre, care este semnificația vieții noastre, care este responsabilitatea vieții noastre, atunci aceasta este următoarea, să ne eliberăm pe noi înșine mintea noastră de nori ignoranței și să ne purificăm inima de ego și de egoism. Aceasta este datoria noastră, să ne purificăm egoismul și să scăpăm de ignoranță. Aceasta este datoria noastră supremă, aceasta este responsabilitatea noastră supremă. Această responsabilitate însă se poate materializa numai prin dezvoltarea înțelepciunii iluminării, cât și a inimii iubitoare universale. Iubirea altruistă este cea care purifică egoismul, iar înțelepciunea iluminării este cea care ne curăță de ignoranță. Așadar, datoria și responsabilitatea de a ne fi născut ca ființe umane este în același timp una universală. Semnificația universală a vieții noastre este să dezvoltăm înțelepciunea iluminării și să practicăm iubirea altruistă. Să învingem egoismul din natura etern iubitoare.
Și prin înțelepciunea iluminării s-a înlăturat egoismul. Aceasta este esența vieții noastre. Înainte de a pleca din Galați, maestrul tibetan a săvârșit un ritual pentru a aduce bunăstarea în orașul de la Dunăre.